dincolo de puterea mea. Este ziua 10 a turneului nostru european. Tocmai am ajuns în Zurich, cel mai mare oraș din Elveția. Și cum n-am mai cântat niciodată, programul nostru pentru această zi este haotic. Hai că rezistă. În regulă, să mergem. Da, domnule. Dar exact când ne îndreptam spre interviuri, am simțit că ceva nu e în regulă. Lucru care mă îngrijorează cel mai mult când suntem în turnee este răceala. Mă ustură un pic în gât, sunt bine, tată. Pentru că nu răcesc des. Nu-mi place să spun că nu mă simt bine, pentru că odată ce încep să spun asta, s-a zis cu mine. Gata. E bine să gândești așa. Ieri am tușit și m-a durut rău în gât. Am crezut că îmi va trece dacă mă odihnesc, dar e mai rău. Deci, probabil că mi-e mai rău pentru că m-am gândit la faptul că trebuie să cântăm. Dar cred că dacă mă odihnesc puțin și mă duc la doctor, o să cânt diseară. Se pare că trebuie să anulăm concertul. Trebuie să ne hotărâm în 10 minute. Deci, E o premieră. N-am mai anulat niciun concert până acum. El e mai important. Da. Vreți să-l vedeți? Da. Ce faci, frate? Da, păi, încerc să mă odihnesc. Nic, ce facem cu concertul? Vreau să încerc totuși, dar nu știu dacă O să reușesc. Normal. E greu să nu poți controla știți, propriul corp. Adică n-ai ce face. Da. Pentru că îmi pot ține sub control diabetul, dar răceala e altceva. Adică nu ai cum să comanzi să te faci bine pe loc. Da. Nic e exigent cu sine când e vorba de boli. Crede că el nu poate să răcească niciodată. Sau are vreo idee cum să rezolve. Dar unele lucruri, cum ar fi răceala, nu le poți controla. Fă-te bine. Și mănâncă supa de pui. Să ai poftă, bea toată supa. Și apoi odihnește-te. Și dacă până la urmă ținem concertul, te ajutăm noi. Sau aș putea să stau la tobe, să nu folosesc vocea. Îmi pare rău, pentru că știu că se învinovățește de pomană. E greu, crede că va dezamăgi publicul și n-are deloc dreptate. Hai, ai grijă de tine. Pa! Pa! Te iubesc, fă-te bine. Și eu pe voi. Nu este vorba despre mine, ci despre toți oamenii care au cumpărat bilete și care vor fi acolo. Așa că sper să mă fac bine pentru ei. Îmi amintesc că atunci când Nic a fost pe Broadway, aproape toți aveau gripă. Și Nic a fost unul dintre puținii care a reușit să urce pe scenă în seara aia, așa că sentimentul de neputință e rar pentru el. Cuvintele doctorului au fost: insist să nu cânți și să te odihnești. Așa o să te simți mai bine. Fiind diabetic, trebuie să am multă grijă atunci când răcesc. Așa că aceste cuvinte ne-au hotărât să amânăm mai bine spectacolul. Fanii vor fi dezamăgiți pentru că ne așteptau de luni întregi să venim în țara lor, în care noi, știți, nu am mai concertat până acum. După câteva zile de odihnă, începeam să mă simt mai bine. Încerc să stau la căldură și să nu vorbesc. Eram hotărât să mă fac mai bine și să urc pe scenă pentru fani. Iar în seara aceasta, sunt gata să cânt din nou. Da! În seara asta, nimic nu mă va opri. De fapt, cred că voi face unul dintre cele mai bune spectacole de până acum. Deși a trebuit să plecăm spre următoarea destinație, Spania, fanilor din Elveția le spun că ne vom revedea foarte curând.